Slăviți să fie Domnul! Psalmul 128 este o cântare a treptelor, este o cântare a fericirii și fiindcă în seara aceasta avem binecuvântări de copii, vorbim despre familie, vorbim despre părinți, vorbim despre copii, cred că se merită câteva minute să zăbovim asupra unei chestiuni care cred că interesează pe fiecare dintre noi. Interesează părinți, interesează copii, interesează familii, interesează tineri în mod deosebit, și anume fericirea. Întrebările fericirii. Sunt câteva, sunt simple, dar psalmul acesta răspunde atât de bine, atât de frumos, atât de scurt și de simplu la aceste întrebări ale fericirii. În primul rând, prima întrebare, cine poate fi fericit? Cine? Poate fi fericit. Vreau să subliniați acest cuvânt. Oricine. Știți, de multe ori noi, noi spunem: au, dacă mă nășteam în altă țară, dacă mă nășteam în altă familie, dacă mă nășteam în altă epocă, dacă aveam niște părinți milionari, dacă aveam uh, un alt statut, dacă eram, dacă, dacă și poate ne gândim noi că. Fericirea este pentru că nu ne-am născut, pentru că nu suntem favorizați prin naștere, prin apartenența la o familie sau alta. Însă în această seară dăm voie să spun ceva că fericirea este accesibilă oricui, oricine poate fi fericit. Ferice de oricine, ferice de oricine se teme de Domnul. Cine poate fi fericit? Oricine. Și asta în seara asta ar trebui să-ți dea speranță, ar trebui să îți dea curaj, ar trebui să nu mai arunci vina pe un lucru sau pe alta și în seara aceasta ar trebui să-ți pui la inimă lucrul acesta și tu poți fi fericit. Fericirea este și pentru tine. Fericirea îți este accesibilă și ție și tu poți fi fericit. Cine poate fi fericit? Oricine. Dar oricine se teme de Domnul. A doua întrebare a fericirii, ce este fericirea? Și aici, din păcate, tinerii caută răspunsul în lumea aceasta. Cred că fericirea este să bei, să te droghezi, să te destrăbălezi, să n-ai nicio inhibiție, nicio frână. Fericirea înseamnă să fii popular, să ai like-uri, să fii văzut, să fii apreciat, să te aplaude oamenii. Însă în această seară, Cuvântul lui Dumnezeu ne arată ce anume este este fericirea. Și fericirea o găsim aici, fericirea e legată de familie. Fericirea este să ai o familie, fericirea este să ai o soție, fericirea este să ai niște copii, fericirea este să îți vezi nepoții, fericirea este să vezi fericirea altora, fericirea este să vezi fericirea Ierusalimului, să vezi pe alții fericiți, să trăiești în comunitate plină de fericire, plină de pace. Asta e fericirea. Fericirea e nu să te bucuri tu, fericirea e nu să mănânci tu, ci fericirea este tu să fii o binecuvântare pentru alții, Alții să se bucure de munca ta, alții să se bucure de ceea ce ai realizat tu, alții să mănânce la masa ta. Fericirea -i nu e ceea ce primești, fericirea este tot ceea ce poți să dai. Și bine ar fi, mai ales tinerii, să se gândească la asta că, din păcate, există o mentalitate modernă în zilele noastre, în Italia, este la modă, în Europa este la modă și, din păcate, copiii noștri, tinerii noștri care trăiesc aici gândesc cu aceeași mentalitate. Fericirea înseamnă, da, să te căsătorești, dar după 30, după 40 de ani și fericirea undeva departe, ca și cum fericirea este să fii tânăr, să fii liber, să faci ce vrei, să nu te întrebe nimeni nimic și fericirea e asta. Și când te-ai căsătorit, asta e, trebuie până la urmă să aibă cineva grijă de tine la bătrânețe. Ori fericirea este să ai o familie. Fericirea este să te căsătorești să ai copii, să ai nepoți. Asta e fericirea. Asta ne spune psalmul acesta. Asta este fericirea adevărată. Nu e fericirea lumii care stă în trăirea, în pofte, în plăceri, în destrăbălări, în desfrâu. Și fericirea este să te temi de Dumnezeu. A treia întrebare, cine poate să-ți dea fericirea? Domnul. Fericit de oricine se teme de Domnul. Să te binecuvinteze Domnul din Sion. Există o fericire pe care o dă Domnul și există o fericire pe care o dă diavolul. Și diavolul acordă fericirea lui. Aceste două fericiri sunt în, în conflict, sunt în competiție atât de mare este competiția asta, încât la un moment dat Domnul Isus a trebuit să urce pe un munte și să învețe pe evrei acest adevăr, să le arate conflictul acesta al fericirii. Răstoarnă valorile, răstoarnă fericirea, cum o văd oamenii. Fericirea e să te distrezi, fericirea e să te bucuri, fericirea e fericirea să fii cineva, fericirea este să ieși în evidență și el spune, nu, nu, fericirea e altceva. Fericirea nu-i să ai bogății, fericirea e să fii sărac când Duh. Fericit nu ești când ești aplaudat, fericit ești când ești prigonit, dar din pricina adevărului, nu din cauza prostiei sau răutății tale. Fericirea e altceva și fericire e atunci când, când tu cauți pace și nu te interesează să ai dreptate, mai bine să ai pace decât să ai dreptate. Și fericire și fericire și răstoarnă poate valorile acestei fericiri. Dumnezeu acordă fericirea, Dumnezeu este dătătorul fericirii, binecuvântat să fie în numele Lui. A patra întrebare a fericirii, unde se găsește fericirea? Unde se găsește fericirea? Citesc în acest psalm, tocmai fericirea este în primul rând în relație cu Dumnezeu, ferice de oricine se teme de Domnul, fericirea este în relație cu familia, ai o familie, ai copii, ai soție, ai nepoți. Fericirea este și în relație cu Biserica, pentru că Biserica nu e altceva decât Ierusalimul. Este Noul Ierusalim Biserica. Și atunci când vorbim despre Ierusalimul din Vechiul Testament, nu facem altceva decât vorbim despre Biserica. Să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă în fiecare zi să fii în Ierusalim. Că n-ai cum să vezi fericirea Ierusalimului dacă tu vii o dată pe an la Ierusalim. Nu în fiecare an. Nu la Paște și nu la Crăciun și nu de anul nou iești în Ierusalim în toate zilele vieții tale. Asta înseamnă să faci parte din Ierusalim, asta să fii împreună cu Ierusalim. Asta înseamnă să locuiești în Ierusalim ca să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale să te bucuri. Asta e fericirea. Să vezi pe alții fericiți. Să vezi pe alții bucuroși. Să, să lucrezi pentru binele altor, pentru binele familiei, pentru binele bisericii. Să te interesezi asta. Să vezi fericirea Ierusalimului, pacea să fie peste Israel, să te intereseze comunitatea, unde se găsește fericirea, în primul rând în familie și apoi în biserică. Să te interesezi Ierusalimul să te intereseze Israelul spiritual, biserica lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și în al cincilea rând, a cincea întrebare a fericirii, cât durează fericirea? Și aici se vede clar diferența aceasta dintre fericirea pe care o acordă păcatul, fericirea lumii acesteia, și fericirea pe care o dă Dumnezeu, pe care o dă teama de Dumnezeu, pe care o aduce evlavia, pe care o aduce o bună relație cu Dumnezeu. Fericirea păcatului este o fericire trecătoare, efemeră, este o fericire de o clipă. Gust pentru puțin. Ai gustat? Și imediat ai uitat gustul, imediat a trecut totul. Orice plăcere, orice fericire este de o clipă, este trecătoare. Însă fericirea pe care o dă Dumnezeu este fericire eternă, este o fericire veșnică, este o fericire pentru toate zilele vieții tale, este o fericire care nu se termină niciodată, este o fericire pe care nu-ți-o poate fura nimeni și nimic, pentru că este fericirea pe care o dă Dumnezeu, este binecuvântarea pe care o dă Dumnezeu. Și astfel doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze toate familiile din Biserică. Nu uitați de aceste întrebări ale fericirii. Puneți-vi le din când în când. Cine poate fi fericit? Nu bogații. Nu oamenii care sunt bine văzuți. Fericirea este accesibilă oricui. Oricine se teme de Domnul. Ce este fericirea? Fericirea este să faci pe altul fericit. Să te bucuri de familie, de viață, de copii, de soție, de biserică. Cine poate da fericirea? Dumnezeu, pentru că el te binecuvintează din Sion. Dumnezeu dă fericirea. Păcatul nu dă fericirea, diavolul nu dă fericirea, banii nu aduc fericirea. Dumnezeu îți poate da fericirea. O relație bună cu Dumnezeu Îți poate acorda fericirea. Unde se poate găsi fericirea? Ea nu se găsește în America sau în Australia sau în nu știu ce țară bogată. Ea se găsește în casa lui Dumnezeu, ea se găsește în Ierusalim, ea se găsește în familie, ea se găsește în biserică, în prezența lui Dumnezeu, acolo unde și alții se bucură de Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cât durează fericirea? Fericirea lui Dumnezeu durează o veșnicie. Fericirea lui. Este eterna. Așa să ne ajute și să ne binecuvânteze Dumnezeu cu toate binecuvântările de fericire. Amin.